Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună cheesecake cu Oreo și Nutella și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Ingrediente. Pentru crustă vom avea nevoie de 18 biscuiți Oreo și 80 de grame de untopit, iar pentru cremă vom avea nevoie de 300 de ml de smântână pentru frișcă, 500 de grame de cremă de brânză, 300 de grame de Nutella, 10 biscuiți Oreo și semințele de la o păstaie de vanilie. Vom începe această rețetă prin a pregăti crusta și voi pune biscuiții Oreo într-un robot de bucătărie. Îi rup puțin cu mâna pentru a fi mai ușor de mărunțit în robot. Dacă nu aveți un robot de bucătărie, îi puteți pune într-o pungă și puteți zdrobi cu un sucitor sau chiar cu o sticlă. Vom mărunți foarte bine biscuiții cât să arate ca un pesmet. Cam așa vor trebui să arate, ca o pudră fină din biscuiți. Punem biscuiții înapoi în bol, iar peste ei adăugăm untul topit și amestecăm foarte bine, cât să obținem textura nisipului ud. Transferăm biscuiții într-o tavă de 20 de cm, pe care am tapetat-o cu hârtie de copt și am uns-o cu puțin ulei. Nivelăm crusta foarte bine, astfel încât să avem un strat uniform. După ce am nivelat foarte bine crusta, voi da tava la congelator cât timp ne vom ocupa de cremă. Pentru cremă, vom pune crema de brânză care este la temperatura camerei, într-un bol mai mare. Adăugăm Nutella, care este și ea la temperatura camerei. Și semințele de la păstaia de vanilie, care pot fi înlocuite cu o esență de vanilie. Și amestecăm totul foarte bine. Este foarte important ca această cremă de brânză să fie la temperatura camerei, pentru a se omogeniza frumos. După ce am amestecat foarte bine totul, vom lăsa crema deoparte și ne vom ocupa de frișcă. Punem frișca foarte rece în bolul unui mixer și o vom bate până se va întări foarte bine. Frișca este gata, cam așa trebuie să arate. Aveți grijă să nu bateți smântâna pentru frișcă foarte mult, pentru că se separă și se va transforma în unt. Punem din frișca bătută peste crema făcută mai devreme și încorporăm ușor, cu mișcări largi. La final, vom adăuga cei 10 biscuiți Oreo pe care i-am tăiat în sferturi și incorporăm și pe ei în cremă. Îi puteți tăia și mai mici de atât, depinde doar de voi. Iar crema pentru cheesecake este gata. Punem crema peste baza întărită. Nivelăm ușor deasupra. Voi pune acum tava în congelator pentru 5-6 ore sau cel mai bine peste noapte. Am scos cheesecake-ul din congelator și am înlăturat forma. Pentru a o înlătura ușor, lăsați prăjitura la temperatura camerei pentru aproximativ 20 de minute, apoi deschideți forma și se va scoate foarte ușor. Acum îl vom decora. Eu voi folosi niște mini biscuiți Oreo pe care îi voi desface în jumătate și voi pune fiecare jumătate pe marginea cheesecake-ului. Pur și simplu îi desfac și îi las cu tot cu cremă. Voi pune și câteva afine, dar nu este obligatoriu să le puneți și voi. Puteți să decorați cu orice vreți voi și cu puțină frișcă dacă doriți și cu câțiva biscuiți obișnuiți Oreo și tăiați în jumătăți sau în sferturi. Așa va arăta cheesecake-ul cu Oreo și Nutella, se păstrează în congelator, iar înainte de a-l servi, îl puteți lăsa fie 20 de minute la temperatura camerei, fie cam o oră în frigider. Se taie destul de ușor cu un cuțit ascuțit, iar când ajungeți la baza de biscuiți folosiți vârful cuțitului. Noi îl vom tăia acum și vom reveni cu o secțiune. Am revenit și cu secțiunea. Uitați cât de bine poate să arate. Soțul meu a gustat deja o bucată și vă putem spune că este absolut delicios. Deși a stat în frigider, nu este deloc greu de mâncat, nu are cristale de gheață, este cremos și răcoritor. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!